Reprezentanții de la Apele Române au venit să execute o lucrare la baraj, fără a dispune însă de utilajele necesare. După ce au golit barajul, au constatat că nu au suficiente pompe pentru a asigura debitul de apă necesar să ajungă la populație. Pentru aceste gafe ar putea fi trași la răspundere. Vom transmite o informare Ministerului de Resort, în speță Ministerul Apelor și Pădurilor, în atenția domnului ministru Doina Pană, cu privire la tot ceea ce s-a întâmplat și cu rugămintea de a verifica activitatea tuturor celor implicați din cadrul administrației bazinale Apele Române. O parte din vină are și societatea Nova Apa Serv, iar situația urmează să fie analizată de către Consiliul de Administrație. Societatea de apă, societate comercială care are Consiliul de Administrație, și am rugat și pe director și pe cei din Consiliul de Administrație să facă o analiză foarte riguroasă la ceea ce s-a întâmplat. Dar pentru că sunt de profesie hidrotehnici și știu, am lucrat la ambele activități, și cea de gospodărie a apelor și cea de gospodărie comunală, cei de la Apele Române au venit nepregătiți. Cert este faptul că membrii Consiliului de Administrație de la Nova Apa Serv își doresc un bonus financiar pe lângă indemnizația fixă lunară. Dacă vor dispune sau nu de această majorare, urmează să decidă consilierii județeni.